Haideți să deschidem Scriptura în această seară, în debutul ei, și anume în Cartea Geneza, la capitolul 1. Cartea Geneza, capitolul 1. Vom citi unul dintre pasajele arhicunoscute, care ne va ajuta în această seară în explorarea care ne stă înainte, legată de scopul vieții noastre pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și momentele următoare și ne rugăm să ne însoțești în tălmăcirea Scripturilor, încât ele să fie pentru noi pline de lumină, ca astfel să lumineze cărarea, alergarea, viața noastră. Știm că cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele noastre și știm că este suficient în a ne lumina în toate aspectele vieții noastre. Într-un mod aparte, îți cerem în această seară ca prin învățătura Scripturii să ne ofer lumină în privința scopului existenței noastre. Credem că nu suntem un accident, credem că nu ne-am născut la întâmplare, credem că nu ne binecuvintezi cu ani, cu sănătate și cu talente doar ca mai apoi să le risipim, ci credem că ești implicat inclusiv atunci când vine vorba de scopul existenței noastre. Dacă suntem în această seară debusolați, pierduți, dacă orbecăim, te rugăm tare mult, lasă-ne să te înțelegem, să-ți înțelegem cuvintele, ca mai apoi să știm care ne este rostul în această lume. Te rog așadar, prin Duhul Tău cel Sfânt, care cunoaște atât tainele Tale, cât și tainele noastre, să ne vorbești. Te rog să-mi dai și mie o atitudine potrivită, te rog să-mi deschizi gura larg și să faci ca frații mei, surorile mele în această seară să audă doar Evanghelia și numai Evanghelia. Mulțumim că ne asculți și mulțumim că ești în mijlocul nostru și în fața noastră cu cuvintele Tale. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mărturisesc că am venit cu bucurie în mijlocul vostru. Mă bucur tare mult să vă revăd și mulțumesc fraților pentru invitație. Este mereu o onoare să stau în fața voastră, aici unde audiența este selectă și foarte interesată de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, sunt plin de bucurie, de entuziasm și abia aștept să ne apucăm de treabă. Vă rog să aveți răbdare, să urmăriți împreună cu mine ceea ce urmează, în așa fel încât să sperăm că spre final să putem pune în inima noastră cuvinte potrivite care să ne lumineze cărarea. Și astfel viața noastră să fie una plină de sens. Când e vorba de scopul existenței, aș spune că oamenii pot fi împărțiți în două categorii generale. Unii dintre noi, când vine vorba de viață, ne trăim viața pe un peron, pe peronul unei gări. Nu ne putem plimba prea mult, ca nu cumva să pierdem trenul. Avem bagajul făcut. Da, avem nevoie să lucrăm ca să trăim, da, avem nevoie să socializăm ca să formăm familii, da, e nevoie să ne informăm ca să știm cât e ceasul și ora, dar viața noastră este localizată într-un perimetru. Noi suntem în așteptare. Nu avem prea multe responsabilități când vine vorba de viața dincolo de peron. Singura îndatorire este să nu adormim, ca nu cumva atunci când vine trenul, să nu fim gata de urcare. Unii ne trăim viața exact așa.
N-avem o destinație practică, n-avem un scop practic raportat la profesie, raportat la activitățile sociale, stăm în așteptare pe un peron de gară. Alții trăiesc viața la fel cum coboară un copilaș toboganul. Suntem pe buza lui și la oarecare vârstă ne dăm drumul și pornim cu viteză. În această paradigmă, viața noastră este dictată de circumstanțe, de felul în care toboganul a fost proiectat și alcătuit. Vom lua stânga și dreapta în funcție de evenimentele care apar în viață, în funcție de oameni cu care ne întâlnim, în funcție de oportunități, în funcție de situația financiară, în funcție de circumstanțele care sunt mai aproape sau mai departe de inima noastră. Unii ne trăim exact așa viața. S-ar putea să pară o viață antrenantă, dinamică, dar interesant este că scopul nu există. Viața ne mișcă într-o parte și în alta și noi suntem bătuți de vânt și de oportunități. Cea mai mare parte dintre noi își trăiește existența în cele două paradigme, fie pe un peron, în așteptare, neavând niciun scop dincolo de perimetrul acela religios-spiritual. Alții suntem pe dobogan și ne dăm drumul la vale, sperând ca traiectoria să fie una spre beneficiul nostru. În ambele situații lipsește un scop precis. Și până la urmă, Domnule, ce-i cu mine în lumea asta? De ce trăiesc? Spre ce mă îndrept? Când ne referim la scop, ne referim la o destinație spre care se îndreaptă totalitatea existenței noastre. Scopul are de a face cu dezideratul fiecarei activități. Aici includem profesia, viața de biserică, creșterea copiilor, relația soț și soție, votul pentru ceea ce urmează în viitor. Toată implicarea noastră, în toate palierele ei, trebuie să fie relaționată la un scop unitar. Spre acela ne îndreptăm cu tot ce suntem noi. Care e scopul existenței mele? Ce-i cu mine în lumea asta? Aș spune că noi, creștinii, ar trebui să avem un scop foarte clar. Să știm exact de ce facem ce facem, de ce trăim cum trăim. Realitatea însă este alta. Suntem foarte debusolați. Foarte debusolați, afectați de confuzie, unii ori becăim, unii suntem pe peron, alții pe tobogan, alții între, când pe peron, când ne luăm luați, când suntem luați de viață și de vânt. Suntem debusolați și debusolarea poate fi explicată în câteva moduri, așa că dați-mi voie să încep, abia acum încep, dați-mi voie să încep cu câteva observații legate de felul în care noi am fost învățați să n-avem neapărat un scop precis în alergarea noastră. Prima observație, am fost cumva hrăniți chiar în mediul bisericesc cu impresia, cu înțelegerea că tot ce trebuie să facem este să așteptăm să evadăm din lumea aceasta, să fim extrași, la fel cum un comando militar își salvează oamenii din terenul inamicului. Am fost învățați să așteptăm sfârșitul veacului, de aceea am și cântat sfârșitul veacului, trăim cu lupte, ură și război și cu frigiderul plin. Am cântat, am cămin mai sus de nor în țara gloriei și aș vrea să zbor și am negat astfel în teorie și în practică responsabilități punctuale, realiste, creștine, concrete, față de lumea prezentă. Ni s-a spus mereu, nu vă întinați, nu vă amestecați cu lumea, sunteți pe peron, așteptați mai puțin, mai puțin, mai o zi, mai un ceas, doar asigurați-vă că vă păstrați credința, n-aveți niciun fel de îndatorire față de lumea prezentă. Mulți am fost crescuți exact așa. A doua observație e legată de felul în care am ajuns să înțelegem mântuirea și biserica. Am privit la mântuire și la biserică ca fiind ultima stație a existenței noastre. Pasul final, tot ce ni se poate întâmpla mai bun. Impresia fiind că după ce Dumnezeu ne mântuiește, își termină treaba cu noi. Și după ce ne-a așezat în biserică, nu mai are ce să facă cu noi. Credem că Dumnezeu are ca scop final doar mântuirea noastră și după ce ne-a
îmbrăcat în neprihănirea Fiului Său, ne lasă în pace și se ocupă de alte persoane care au nevoie de mântuire. Dragii mei, mântuirea și biserica nu sunt stația finală. Dumnezeu ne mântuiește ca să. Dumnezeu ne pune în biserica aceasta a Lui cu anumite planuri, cu anumite obiective. Nu priviți la mântuire ca fiind stația finală de unde intrăm într-o pasivitate completă. A treia observație are legătură cu felul în care am fost învățați să percepem munca. Munca de luni până vineri. Am privit la muncă mulți dintre noi și poate încă privim, alimentat și de părerea unora, nu vreau să le dau încă numele, am privit la muncă foarte mult în termenii blestemului și a unei activități care nu poate să fie numită spirituală. Și oarecare maică din capul bisericii ți-a spus de nenumărate ori, maică, de luni până vineri lucrezi pentru lume, fă și tu ceva pentru Hristos duminica. De luni până vineri lucrezi pentru fire. Acum duminica vino la adunare și fă și tu ceva notabil pentru Dumnezeu. Și ușor, ușor, o asemenea înțelegere a inoculat în mintea noastră că activitatea profesională de luni și până vinerea nu-i deloc duhovnicească, iar noi suntem duhovnicești în slujire și în activități doar duminica dimineața 2 ore. Și dacă nu suntem în față, de fapt nu slujim în niciun fel. Și uite că am decupat din viață doar câteva zeci de ore, mii de ore dintr-o viață întreagă și am ajuns să spunem că suntem duhovnicești și că slujim pentru Dumnezeu doar atunci, duminica dimineața sau duminica seara sau când aveți voi program de biserică. Faptul că am privit așa la viață, mai puțin și evadăm, suntem pe peron, faptul că am privit la mântuire ca la o stație finală, și faptul că am secularizat munca, am scos-o de sub autoritatea lui Hristos, se materializează printr-o stare de confuzie puternică. Și cu mine cei în lumea asta? De aceea mulți dintre voi credeți că un scop și o chemare au de-a face doar cu o slujire publică din categoria asta. Cântat, rugăciune, predică, îndemn la rugăciune, întâmpinare și aranjat o mașină în parcare. Nu știu ce mai aveți voi pe aici. Și ne spunem, mi-am descoperit chemarea. Ce faci? Parchez mașinile în parcarea bisericii. Mi-am descoperit chemarea. Care-i? Eu cânt în față. Am ajuns să localizăm scopul existenței doar aici, unde sunt niște slujiri, activități religioase, publice pe care le putem eticheta prin cuvântul duhovnicești, spirituale. Și duminică seara te întorci acasă și intri în apartamentul tău și în camera ta și în casa ta și te întrebi, băi, și acum ce fac? Bun, ce-i cu viața asta? Că nu poți sta toată ziua în fața bisericii și nu poți sta toată ziua la parcare sau la întâmpinare. Acum eu ce fac? Spre ce mă îndrept? Cum pot să potențez viața, munca și să le transform în mijloace de împlinire a unei chemări? Ce-i cu mine în lumea asta? Ca să putem aborda subiectul ăsta, evident că nu o să-l abordăm complet în seara asta, ca să-l putem aborda, avem nevoie de câteva cadre generale de lucru. Scopul meu în această seară nu este să vă spun precis care vă este chemarea, pentru că n-aș putea să fac lucrul ăsta și nimeni n-ar putea să o facă într-o singură seară. Scopul meu este să vă dau câteva instrumente, câteva cadre mari pe care să le puteți folosi și care să vă fie de folos în descifrarea scopului existenței voastre. Primul cadru general este cadrul vieții pe pământ. Când te gândești la viața pe pământ, cum te gândești la ea? Cum o descrii? Care sunt particularitățile mari ale vieții pe pământ? Oare care este abordarea cosmologică din perspectiva biblică? Cum e lumea asta? Ce-i cu ea? Când mă gândesc la ea, mă gândesc ca la un bunker? Este doar o carcasă din care trebuie să fiu extras? Este o stație? Este statică lumea asta. Are vreo direcție, se îndreaptă spre ceva.
În lumea asta există spațiu consacrat, sacru în ghilimele, pus deoparte pentru mine ca existență, încât să-mi aduc contribuția. Cum arată lumea în care voi vă trăiți existența? Foarte pe scurt am să vă prezint cadrul general al vieții pe pământ. Primul element, lumea aceasta este creată intenționat de Dumnezeu și implică voința, dorința și planul lui Dumnezeu, care toate se materializează prin lumea asta în care noi trăim. Lumea asta nu e o întâmplare și nu e rezultatul unor forțe oarbe, unor lupte cosmice. Lumea aceasta n-a apărut din cauza unui conflict sau n-a apărut din plictiseala lui Dumnezeu. Lumea în care noi ne trăim existența este o lume pe care Dumnezeu a programat-o în eternitatea trecută și a dorit-o și mai apoi prin Fiul Său a creat-o cu puterea cuvintelor sale. Nu ne aflăm într-un teren ostil, nu ne aflăm pe terenul inamicului, ne aflăm în lumea pe care Dumnezeu și-a dorit-o. E lucru care schimbă ușor, ușor cosmologia noastră. 2. Omul care a fost așezat în lumea aceasta este revărsarea prea plinului iubirii divine. Dumnezeu nu poate crea din nevoie, pentru că El este atotsuficient. Dumnezeu n-are nevoie de absolut nimic, însăși exprimarea gloriei sale nu caută să împlinească o nevoie inerentă naturii sale. Gloria Lui se exprimă din caracterul lui Dumnezeu fără să completeze caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că atunci când vine vorba despre om, omul nu este creat ca să satisfacă cumva dorința de comuniune a lui Dumnezeu, ci omul este realizarea, punerea în practică a prea plinului iubirii divine. Asta explică începutul existenței mele. Textul din Geneza e scris foarte clar. Nu e un text științific, nu e un text filozofic, dar e scris în așa fel încât să clarifice elemente de bază. Când vine vorba de facerea omului, în textul din Geneza, lucrurile sunt în așa fel gândite încât cititorul să se oprească puțin și să mediteze. Dacă până în punctul de față Dumnezeu a privit în zare și a spus să fie, să fie, să fie, să fie, să fie, să fie, când vine vorba de om, Dumnezeu spune să facem, noi să facem, adică Tatăl, Fiul și Duhul privesc spre ei înșiși și spun să facem. În punctul acesta Helmut Tillich spune, Dumnezeu se oprește și aproape că ezită. Dumnezeu ezită? Dar nu e vorba de ezitarea aceluia care ar vrea să se răzgândească. Dimpotrivă, e vorba de ezitarea aceluia care stă în fața unui moment irreversibil. E exact secunda de dinainte de a intra în sala de examen și în timp ce ești acolo realizezi, bă băiete, asta e. Nota asta mă va urmări toată viața. Dacă am învățat bine, dacă nu, nu. Și... hai să intrăm. E de fapt sesizarea faptului că ceea ce urmează este irreversibil. Nu mai poți întoarce. De aceea Dumnezeu când vine vorba să stea față în față cu proiectul uman, de ce? Dumnezeu n-a tot știința lui, știa bine ce avea să fie omul. Ce se va întâmpla cu el? Are să fie coroana creațiunii sau coroana de spini pusă pe capul lui Hristos? Are să fie omul care stă în părtășie cu Dumnezeul Triunii și este colaboratorul lui Dumnezeu sau are să fie rebelul care îi face competiție lui Dumnezeu? Dumnezeu știa foarte bine faptul că fiul avea să plece într-o țară îndepărtată și avea să întoarcă spatele Creatorului. Și cu toate acestea spune să facem. Cu orice preț, cu orice cost, da. Ei, aici e dragostea lui Dumnezeu. Pusă în această proto-evanghelie, de la început. Ceea ce înseamnă că omul care este plămădit, este pur și simplu o exprimare a prea plinului iubirii divine înainte ca iubirea să se întrupeze prin Hristos. E scopul, e de fapt momentul inițial al originii umane. E dragostea care ne-a dorit. 3. Omul este așezat în lumea aceasta, nu să orbecăie,
și nu să stea pe un șezlong mâncând semințe. Omul este așezat să fie reprezentantul lui Dumnezeu în această lume și să acționeze în numele celui ce l-a făcut în totalitatea existenței sale. Voi vă imaginați că Adam, da, tatăl nostru, după ce a fost creat, a auzit cumva șoapta lui Dumnezeu care i-a spus: Adame, băiete, uite cum stă treaba. Lucrurile simple aici în grădină. Totul e la punct. N-ai niciun fel de îndatorire. De fapt, îți dau un șezlong. Uite, acolo în colțul grădinii se vede bine oceanul. Viu e perfect. Stai pe șezlong. Aici e punga cu semințe prăjite. Tătă ziua stai și mânci semințe cu o singură rugăminte. Strânge cojile când pleci. N-ai niciun fel de preocupare. Tu stai la plajă, dă-te cu cremă din aia puternică să nu te ardă soarele, dar n-avem nimic de făcut. Tu ai fost creat doar să stai, să te plimbi, să admiri, să vorbești cu cine tu știi, dar n-ai niciun fel de datorire. Omul creat nu e creat să fie leneș. E creat să-L reprezinte pe Dumnezeu în lumea lui Dumnezeu, să acționeze în numele lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar lucra. Când voi vă gândiți la viață, trebuie să știți că prezența voastră aici are legătură cu ceea ce Dumnezeu a vrut de la început să facă aici, în lumea asta. Și voi sunteți aici, nu pe cont propriu, în numele Lui, reprezentându-L pe El, de aceea trebuie să lucrați în desfășurarea planurilor sale. 4. Lumea este creată în așa fel încât, mare atenție, să aibă nevoie de contribuția omului. Lumea este gândită de la început să aibă spațiu unde să fie nevoie de munca ta și de munca mea și de inteligența ta și de inteligența mea și de creativitatea ta și de a mea. E gândită de la început să aibă spațiu pentru munca și inovațiile noastre. Vreau să ascultați din nou textul citit. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: ascultați cu atenție, creșteți. Bă, da, nu erau ăștia perfecți. Unde să crească dacă erau perfecți? Înmulțiți-vă, hai că pe asta o mai înțeleg, umpleți, supuneți, stăpâniți. Mă spuneau ultimele verbe, vorbesc despre o realitate care trebuie administrată, despre realități, stări care trebuie reglate, îmblânzite, stăpânite. Creșteți, munciți, umpleți, stăpâniți. Supuneți, ceea ce înseamnă că lumea de atunci a fost gândită în așa fel încât să ceară, să strige după contribuția omului. Adame, vezi râul ăsta? Să nu iasă din matcă. Te asigur că nu sară din matcă. Vezi randafirul ăsta? Ăsta trebuie curățat și mai apoi dus la nevastă ta. Vezi câmpurile astea? Trebuie lucrate. Lumea a fost gândită nu să fie o plajă cu un șezlong pentru fiecare, unde să stăm și să privim agale în zare, fără niciun fel de preocupare. Lumea e menită să ceară contribuția noastră. De aceea munciți, lucrați, căsătoriți-vă, faceți copii, creșteți-i, stăpâniți, umpleți, conduceți, cârmuiți. Lumea e menită să primească contribuția voastră. Și 5. Dumnezeu are de gând ca prin contribuția umană să pune istoria asta lui în mișcare și să desfășoare planurile sale în lumea asta prin contribuțiile noastre. Un caz foarte practic: e nevoie de sămânță de urmași în textul din Geneza, ca într-o bună zi să vină în istoria noastră cel din sămânța lui David, răscumpărătorul. De aceea Dumnezeu, pe tot parcursul istoriei, se asigură că rămâne o sămânță de urmași, ca fiul său să se poată naște în lume. Dumnezeu își împlinește planurile sale prin contribuția umană și își desfășoară istoria prin munca noastră. De aceea, puțin mai târziu, în Noul Testament, Apostolul Pavel are să spună: osteneala voastră în Domnul nu este zadarnic. Tot el spune: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. El folosește contribuția, care nu se rezumă, dragii mei, doar la activități spirituale, așa cum le înțelegem noi. Uitați-vă din nou în textul de față. Îi spune Dumnezeu lui Adam: Adame, hai să cântăm ceva. Tu din ce cărți de cântări cânti, Adame? Păi sau cam demodat, astăzi aduc eu una nouă. Auzi, hai să stăm 2 ore la predică sau la rugăciune.
Activitățile au de-a face cu muncă fizică, cu inteligență, creativitate, inovație. Dumnezeu va folosi activitățile noastre care sunt făcute pentru gloria lui Hristos să-și pună în mișcare istoria sa. Aș mai sta aici, dar timpul trece și nu putem progresa altfel. Cadrul general al chemării acum. A fost cadrul general al lumii în care trăim, ca să ne putem orienta puțin cosmologic. Care e cadrul general al chemării? Când mă refer la chemare, mă refer la ceea ce Dumnezeu te cheamă pe tine să faci. Are Dumnezeu pentru tine o chemare? În general, noi evanghelicii credem că Dumnezeu are câte o chemare pentru fiecare. Cu genul ăsta de cuvinte ne hrănim și cu ele suntem interogați uneori de slujitorii bisericii. Și ni se spune, suntem întrebați, care este chemarea ta? Bă, băiete, ți-ai descoperit chemarea? Sau te întreabă ea, tu o ceri de nevastă și ea îți spune, tu știi care e chemarea ta în viață? Și tu spui, da, să mă însor cu tine. Și ea spune, dar pe lângă asta mai ai ceva în minte? Și tu spui, nu știu încă, mai vedem peste 20.000 de ani. Care e chemarea noastră? Când ne gândim la chemare, care e cadrul general, scriptural, care ne ajută să discutăm onest și biblic despre chemare? Din punctul ăsta încolo am să tot corectez niște percepții cu care am fost hrăniți și care au stârnit în noi anumite așteptări și impresii care în final ne debusolează dramatic. Chemarea în Scriptură este tridimensional, este de trei tipuri. Și vă rog să fiți pe fază acum, pentru că ceea ce urmează e important pentru parcursul mesajului nostru. Întâi există o chemare generală. O chemare care vizează pe toți oamenii. E chemarea la muncă și la administrare. Chemarea asta e dată și ateului, și păgânului, și musulmanului, și tânărului, și bătrânului, și creștinului, și agnosticului. E o chemare pentru toți. Toți sunt prinși sub autoritatea acestei chemări. Și apare exact în textul nostru. Creșteți! Cine? Toți! Înmulțiți-vă! Cine? Toți! Umpleți, supuneți și stăpâniți. Chemarea aici are de-a face cu buna administrare a lumii acesteia. De la înmulțire până la dezvoltare și stăpânire. Cu alte cuvinte, cu toții suntem chemați să lucrăm, să protejăm, să construim, să formăm, să învățăm, să inventăm, să reparăm, să naștem, să creștem, să legăm, să tămăduim, să schimbăm, să hrănim cu toții. E chemare pentru toată lumea. Deci, dacă cumva ești în seara asta și spui că tu nu știi ce trebuie să faci, ba da știi, pune mâna și muncește. Crește, construiește, fă copii, schimbă-i, învață-i să vorbească, ocupă-te de cei nevoiași, repară mașina bine, învață bine la școală, dezvoltă-te intelectual, creează, îmbunătățește, cu alte cuvinte, administrează bine de tot în numele celui care iubește lumea asta, lumea asta. Asta e o chemare pentru toți. A doua chemare sau al doilea strat al chemării se numește chemarea creștină. E chemarea creștină, e chemarea la Hristos. Unul dintre teologii contemporani spune chemarea în Scriptură este un termen tehnic pentru întregul proces de mântuire, salvare la care suntem chemați de Hristos. Când ne referim așadar la chemare, vorbim despre ea și în al doilea sens, ca însumând întregul proces de mântuire și de manifestare a mântuirii noastre. Vreau să ascultați câteva texte care ilustrează lucrul acesta. Fapte 15 cu 14. Simon a spus cu mai întâi Dumnezeu și a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă sau să cheme din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Mântuirea este o chemare pe care Dumnezeu ne-o adresează. Este strigarea lui Hristos care a venit să mântuiască pe cei care aud cuvintele lui de chemare, în urma cărora vine credința și pocăința. Un alt pasaj, 2 Tesaloniceni 2 cu 14, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Iată la ce v-a chemat El să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Timotei 6 cu 12,
luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut această frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Deci mântuirea în sine se declanșează în urma unei chemări pe care o auzim și în fața căreia răspundem. Ceea ce înseamnă că mântuiții lui Dumnezeu sunt cei care își trăiesc chemarea la mântuire. Mântuirea nu e doar o realizare a Duhului noastră, ci este o chemare cu care Dumnezeu stă în fața întregii istorii. Veniți! Veniți și răspundeți! Cei mântuiți sunt cei care își trăiesc chemarea în însăși mântuirea lor. Textele Scripturii descriu mai apoi felul în care suntem chemați să ne trăim mântuirea și însăși manifestarea, trăirea mântuirii, toate sunt puse sub egida aceasta a chemării. Un singur text vă citesc, 1 Tesaloniceni 4:7, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Când cineva trăiește în sfințenie, răspunde în fața acestei chemări, fiți sfinți precum eu sunt sfânt. Când vă gândiți la creștinism, nu vă gândiți doar la un set de informații, la o scriptură deschisă, la o proclamație și atât. Vorbim despre o chemare dată oamenilor. Iar aceia care răspund sunt cei care își trăiesc chemarea în fața lui Dumnezeu. Deci chemarea este generală, e o chemare la o bună administrare, unde sunt cuprinse profesiile noastre. Chemarea este chemarea la Hristos, prin credință, e chemarea care însumează mântuirea, dar chemarea este și exactă sau particularizată. Și se referă la ceva specific ce ne este dat nouă să facem. Nu toți le putem face pe toate, nu e așa? Se mai întâmplă în biserică. Ca cineva să creadă că le poate face pe toate și din pricina asta noi cei mai mulți suferim și alții pufăim. Dar nu toți suntem chemați să le facem pe toate. Nu toți suntem în stare să le facem pe toate. Unii dintre noi pot face anumite lucruri foarte bine. Alții au mâinile stângi în privința acelei slujiri. Nu toți suntem chemați să le facem pe toate, chiar dacă toți suntem chemați să administrăm și să venim la Hristos. Așadar există și o chemare particulară, specifică, exactă. Și ea aici poate fi explicată în câteva moduri. Spre exemplu, se poate referi la o anumită stare în care să trăiești viața. Apostolul Pavel, spre exemplu, spune în 1 Corinteni 7:17, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Știți la ce se referă aici Apostolul Pavel? La căsătorie. Și spune, dacă va chema Dumnezeu în starea asta și să ne căsătoriți, să rămâneți în starea în care v-a chemat. Vreți? Nu vreți, pe cum să vreți? Ceea ce înseamnă că acest text trebuie citit împreună cu alte pasaje din Scriptură, unde Pavel explică foarte bine teologia biblică despre căsătorie. Dar, ideea este aici. Dumnezeu te poate chema la o anumită stare a vieții, la un anumit mod de a trăi viața, căsătorit sau necăsătorit. E o chemare asta. Căsătoria, dragii mei, nu e doar o punere în realitate a unor dorințe interne. Cei care amânați căsătoria pentru că sunteți mofturoși, perfecționiști, uitându-vă doar la alții și nu la neputințele voastre, cei care amânați, să știți că căsătoria nu ține doar de mofturi, ține de ascultarea mea față de chemarea lui Dumnezeu. El ne cheamă să ne căsătorim ca să administrăm bine, eficient lumea asta. Deci nu mai fă nazuri că rămâi așa până la 80 de ani. Răspunde în fața chemării, ascultă de Scriptură și dă drumul. Lasă din ambiții. Știți că unii începeți cu acele criterii, da? Nu știu, să fie 1,90, fără burtică, să mânce sănătos și când se apropie momentul, rămâneți cu una dintre criterii, că au tot căzut de-a lungul anilor, că se pare că extratereștii cei care se conformează criteriilor. Deci, chemarea are de face cu felul de a trăi viața, căsătorit sau necăsătorit. Pe de altă parte, are de face cu slujiri foarte specifice. Ascultați, pe exemplu, 1 Corinteni 12:7, fapte 16:9-10, le citesc cumulat.
și fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Spre exemplu, Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta, Pavel a căutat îndată să treacă în Macedonia, căci înțelegea că Domnul ne cheamă, pluralul aici, să le vestim Evanghelia. Deci, chemarea particulară are parte și cu darurile noastre date spre folosul altora. În zona asta spirituală a bisericii, ești chemat să slujești potrivit cu darul tău. Și abia atunci îți împlinești chemarea particular, specific. Dar există și o altă fază a chemării exacte aici. Ascultați Roman 12, 7 la 8. Eu propun aici o anumită interpretare a textului, s-ar putea să nu fiți de acord cu ea, dar nu mă interesează. Roman 12, 7 la 8. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine este chemat să se țină de slujba lui. Cine învață să țină de învățătură și știți bine continuarea. Cred că aici Apostolul Pavel vorbește despre dispoziții formate în caracterul nostru, prin care ni se spune ce vrea Dumnezeu particular să facem, atât în zona spirituală, cât și în zona profesională. Eu nu cred că Dumnezeu are un plan și o chemare pentru mine doar pentru perimetrul ăsta sfânt de aici. Cred că chemarea sa trece dincolo de perimetrul bisericii și se comunică prin dispoziții care se întipăresc în caracter, în bucurii, în emoțiile mele, care au de-a face cu ce spune Pavel aici: slujire, învățătură, îmbărbătare, dăruire, cârmuire, milostenie. E vorba despre aplecări ale inimii mele. Hai să o luăm foarte băbește. Luați dintre voi 10 persoane și puneți-le în fața unei situații sociale. Cuiva e arde casa și e nevoie să facem ceva spre ajutorarea familiei. Întrebați pe cei 10 oameni cum ar trebui să se procedeze. Veți observa că fiecare vede lucrurile într-un anume fel. Asta nu înseamnă că ei vorbesc în eroare, ci faptul că fiecare e mai sensibil față de o anumită realitate a acelei situații. Ca urmare, acolo e mult din ceea ce Dumnezeu îi cere lui să facă. Unii vor spune: frate, mergem noaptea asta la fața locului. Unul va spune: stai frate, că nu avem bani să mergem, hai să facem o strângere de fonduri întâi. Unul va spune: frate, hai să luăm copiii și să-i punem în casa noastră ca să aibă un loc unde să doarmă. Alții vor spune: băi fraților, hai să luăm și părinții. Vom răspunde diferit în funcție de dispozițiile care sunt formate de Duhul în noi de-a lungul anilor. Chemarea particulară sau specifică, așadar, are de-a face cu un status al vieții, căsătorit, necăsătorit, are de-a face cu dar spiritual dat spre slujirea altora și are de-a face cu dispoziții pe care Duhul le formează în noi de-a lungul anilor, cu afinități, sensibilități, prin care ni se indică care e area unde vom fi cei mai eficienți. Nu pune un om care e preocupat de cârmuire, de ordonare, de sistematizare, nu-l pune să practice milostenie, că ăsta va face întâi un Excel. Câte nevoi are ăsta? Băi frate, și apoi întrunește un comitet al unei asociații și spune: hai să ne întrunim. Și cheamă nu știu ce voluntari. Și ăia mor de foame până să se trezește să facă ceva. Ceea ce înseamnă că aceste dispoziții care se nasc în noi sunt indiciul lui Dumnezeu legat de area unde El vrea ca noi să fim eficienți. Ăsta e cadrul, așadar, general al chemării. Mai aveți răbdare? Puțin? Mâna sus cine s-a plictisit. Te-am văzut, să te ierte Dumnezeu. Să vii la mărturisire la final, frate, că treaba e complicată rău de tot. Cum te numești? Să-l punem pe buletinul bisericii și să ne rugăm pentru el duminică, da? Bun. Al treilea cadru e cadrul de descifrare a chemării. Cum descifrăm noi acum chemarea asta particulară? Da, în astea trei faze ale ei, unde e zona asta particulară, cum o descifrăm acum? Pe limba noastră, pe inima noastră. Și dați-mi voi acum să lucrez cu o paradigmă de descifrare luată dintre voi, paradigma asta cu care noi am vorbit despre chemare de-a lungul anilor. Ea are câteva componente. Unu, noi credem în general că avem o chemare în viață. Asta e o percepție generală. Creștem cu ea, o alimentăm. Dom'le, avem o chemare. E o parte din template-ul ăsta general. Doi, credem că chemarea trebuie să fie spirituală. Altfel,
se întrerupe firul. Credem că Dumnezeu ne cheamă la lucrări spirituale care au de a face în mod special cu mersul în misiune și cu slujirii publice din cadrul bisericii. E prinsă în paradigma asta. 3. Credem că Dumnezeu ne va comunica chemarea printr-un act supranatural. Vis, vedenie, semne pe cer, minune, la final de biserică, un frate care nu te știe îți spune: tu ar trebui să faci lucrarea asta. Și dacă nu se întâmplă așa, suntem debusolați și confuzi. Folosim în mod special aici exemple din Scriptură pe care le forțăm și pe care le aplicăm aproape abuziv. Și o să luăm un caz imediat. Da, trecem mai departe. Mai mult credem că ceilalți vor confirma chemarea pe care Dumnezeu ne va comunica într-un mod supranatural. Și mai mult, credem că Dumnezeu ne va confirma periodic că El ne cheamă la ceea ce credem că ne-a chemat. Asta e template-ul precognitiv cu care ne apropiem de orice discuție legată de chemare. Credem că avem o chemare, credem că este spirituală, credem că Dumnezeu o va comunica într-un mod extraordinar, credem că ceilalți o vor confirma și credem că însuși Dumnezeu periodic ne va confirma chemarea la care ne-a chemat. Dar dacă Dumnezeu nu ne cheamă așa, dar dacă nu așa lucrează El, nu spun că nu lucrează așa, spun că e probabil ca Dumnezeu să lucreze în diverse moduri atunci când te cheamă particular și din pricina faptului că tu ai niște ochelari de cal, ai anumite așteptări, ai un anumit mod de a recepta, s-ar putea să treci de ani de zile pe lângă chemarea lui Dumnezeu și în continuare să fii confuz. El te cheamă, îți vorbește, dar pentru că lucrezi doar cu înțelegerea asta, s-ar putea să treacă pe lângă tine vocea Duhului și tu să nu reușești de ani de zile să auzi ce Dumnezeu îți spune. Cum ne transmite Dumnezeu chemarea? Haideți să luăm un caz acum și lucrăm cu un caz particular. Cazul lui Moise. Pentru că este cel mai invocat caz când vine vorba de descifrarea chemării. Știți ce vrem noi? Un rug aprins. Doamne, să mă duc la facultatea asta. Tu crezi că în caracterul meu ai prins dispoziția necesară să fiu medic? Doamne, vrei să fiu IT-ist? Că banii nu mai curg așa de mulți, dar mai curgeau altă dată. Crezi că am în dispozițiile mele ceva de la Duhul tău care mă va face eficient, sare și lumină în area asta profesională? Și așteptăm ca Dumnezeu, printr-un lucru extraordinar, un fel de rug aprins, să ne spună: da, bă băiete, du-te pe drumul ăsta. Și dacă nu se întâmplă, trăim cu îndoieli. Bă, e bine? Cam merg la școala asta sau nu e bine? Dumnezeu mă va binecuvânta să fiu în spitalul ăsta, să lucrez aici? Voi fi sare și lumină aici sau nu? Și de obicei luăm cazul lui Moise ca exemplu paradigmatic, adică este exemplul pe care încercăm să-l imităm toți în viața noastră și să spunem: sunt chemat dacă trec și eu prin etapele prin care Moise a trecut. Nu mă v-aș întreba, și întrebarea e capcană, deci să nu răspundeți ca să nu plătiți ca fratele cu mâna sus, da? Fratele e traumatizat pe viață acum. Când credeți că a aflat Moise că Dumnezeu vrea să scoată prin el poporul din Egipt? La rugul aprins? Întrebare capcană. Frate, zi nu și spălăm păcatele, să știi. Când credeți că a aflat Moise că Dumnezeu vrea să lucreze prin el? Percepția generală este că la rugul aprins, Dumnezeu i-a spus lui Moise pentru prima oară: vreau să lucrez prin tine. Dați-mi voie să vă contrazic. Fapte, capitolul 7, 22 la 25 spune, și m-aș bucura să afișați acum textul, fapte 7, perfect. Pe vremea aceasta, și citesc puțin din context, pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise nu are un parcurs liniștitor. E copilul abandonat de mama din Israel, lăsat pe Nil, îl adoptă fata lui Faraon, îl crește din nou mama lui, îl dă înapoi la fata lui Faraon,
Moise, așadar, nu știe, este evreu, e egiptean, când fuge în Madian, din nou e confuz, de aceea fata lui Ietro îi spune tatălui ei, m-am întâlnit cu un egiptean. Moise habar nu are pentru mulți ani de zile cine este. Parcursul lui nu îl încurajează. Tatălui Moise nici măcar nu i-a amintit în scriptură. Apare doar mama lui. Se pare că a fost plecat în Spania, nu știu, la culeze căpșuni. E absent. Și parcursul lui Moise n-a fost un extraordinar, să spunem, vine dintr-o familie bună, de aceea e sigur în privința destinului vieții. Nu, 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 are un parcurs foarte tulburător. Și acum ascultați. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte, 23. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel, 40 de ani. Are 80 de ani la rogul aprins. Aici are 40. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, ascultați, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. 25. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Ceea ce înseamnă că la 40 de ani Moise deja știa că Dumnezeu într-o bună zi, prin mâna lui, va scoate din robie poporul Israel. La 40 de ani. Mai trec încă alți 40 de ani până îi se confirmă lui Moise chemarea asta. Ce vă spune vouă pasajul ăsta? Care este, până la urmă, modul în care sau prin care Dumnezeu ne spune ce avem de făcut? Doar printr-un rug aprins? Doar printr-un moment din acesta extraordinar? Se pare că în dreptul lui Moise, pentru mulți ani de zile, Dumnezeu a lucrat și a imprimat în inima lui și în caracterul lui dorința și suferința față de Israel, ca într-o bună zi el să pornească pe drumul ăsta. Ani de zile ceva se întâmplă în oasele lui, în ambițiile lui, în pornirile lui, în gânduri, în emoții, în planuri. Apare o dorință care se conturează. Ea culminează într-o bună zi cu rugul aprins. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu este mult mai preocupat să formeze o chemare în noi, prin dispozițiile noastre, decât să ne-o pună în față, printr-un mesaj scris pe perete. Dumnezeu e mai preocupat să o dezvolte în noi, în iubiri, în ambiții, în ceea ce plănuim, decât să ne pună pe frontispiciul istoriei chemarea. Vino și fă lucrarea asta. Pentru că de obicei pentru chemare ai nevoie de caracter și chemarea este înșurubată în felul în care arată într-o bună zi caracterul nostru. Vrei să știi ce ai de făcut? Privește la felul în care Duhul te formează în ultimii ani de zile. N-ai cum să fii milostiv dacă ești un om căruia nu-i pasă de alții. N-ai cum să fii un bun organizator dacă ești împrăștiat în toate ariile vieții. Duhul formează un caracter prin care aflăm ce vrea Dumnezeu să facem. Cum te-a format Dumnezeu pe tine în ultimii ani de zile? Ce a pus în caracterul tău? Chemarea e despre formarea ei în caracterul meu, mai mult decât despre o voce auzită în miez de noapte. Nu spun că Dumnezeu nu poate să facă așa, ba da, dar dacă te cheamă și n-ai caracterul pentru ceea ce te cheamă, n-ai să faci nimic. Știți cum este Moise la 40 de ani? E soldat. Nu-i din Ardeal, e ager. Îi vede pe câțiva care se ciondănesc și nu stă pe gânduri. Imaginați-vă un astfel de Moise în pustiu cu evreii care îi zic: păi, din cauza ta murim de foame. Ce ai zis, mă? Ia vină aici. Ia mai spune o dată, mă, băiete. În pustie ceva se schimbă în caracterul lui. Și Scriptura are să ne spună că Moise a ajuns să fie cel mai blând. E dispoziție de caracter. E o latură a caracterului. E o roadă a Duhului în limbajul Noului Testament, care îl face pe el pretabil pentru a conduce un popor răzvrătit, cel mai încăpățânat de toate popoarele lumii. Chemarea e particulară. E o chemare la o anumită condiție a vieții. E o chemare prin dar spiritual, dar e chemare și prin dispoziție de caracter. Iar în faza asta, noi suntem chemați să slujim în area profesională, în afara bisericii, potrivit cu acele trăsături care se nasc de către Duhul în noi, în timp, în ani de zile, în inima noastră, în caracterul nostru. Și dar
când vă mai puneți seara pe genunchi acasă, în loc să vă lăsați trași într-o parte și în alta, de tot felul de idei, premoniții, întrebați-vă așa: ce construiește Duhul în mine în ultima perioadă? Vă dau exemplul meu și ține, în mod special, de area pastorală, dar se aplică și în afara ei. Sunt cel mai mare dintr-o familie de 6 copii. Tatăl meu este pastor misionar în biserici foarte mici de țară. Și pentru că am crescut în biserici foarte mici de țară, n-am fost nici populari, nici îmbrăcați bine, nici n-am avut mulți prieteni. Au fost copiii pocăitului de la țară care n-au acces la oportunități. Fiind cel mai mare din familie, mi-a spus așa: nu voi fi niciodată sărac în viață și, doi, n-am să permit nimănui să facă mișto de mine. Bă, două chestii mari pentru mine în adolescență. Ceea ce înseamnă că am devenit foarte orientat pe obiective materiale și foarte dur și tăios în exprimare. Am plecat la facultate și eram cu antenele ridicate. Bă, cine are de gând să mă ia la mișto pe mine de aici? Nu le dădeam voie nici măcar să deschidă gura când simțeam că au chef de glume. Dur, tăios, și am crezut pentru mult timp că ăsta e David. Așa arată inima lui. În anul 2 de școală, m-am pus pe genunchi într-o cameră de campus și am zis: Doamne, eu mi-aș dori să păstoresc, dar sunt convins că după 2 săptămâni îi tai pe toți. Exclud și vând clădirea. Doamne, eu nu o să fac față, nici eu și nici cei cu mine. Ascultați-mă bine. Au mai urmat câțiva ani de zile și din seara aia, pentru câțiva ani, ceva a început să se schimbe în structura mea. În structura mea, în felul în care eu mă formasem în perioada de adolescență și chiar tinerețe. În structura mea, ceva a început să se schimbe. Și a apărut în primul și în primul rând dragoste față de oameni. N-am avut-o. Apoi, entuziasm, bucurie de a sta împreună cu ei. Și trei, sentimentul că trebuie să-i ajut, să mă pun la dispoziția lor. Cu bune, cu rele, înghițind multe, da, fără să fac burtă, adunând multe lucruri. Ei, aceste stări s-au imprimat în temperament, în caracter. Nu spun că acum sunt un fel de Enoch care are nevoie să fie răpit. Nu, nici vorba. Dar spun că caracterul meu și temperamentul au luat o altă turnură. Și mi-e drag să stau cu oamenii și să-i ascult și să-i slujesc. Pentru că în câțiva ani Duhul mi-a format chemarea în caracter. Încă e mult de lucru, dar am speranță, pentru că îi văd picăturile care curg și îi văd dimensiunea. În ariile voastre profesionale, nu vă aruncați la școală și în joburi așa cu ochii închiși. Aveți nevoie de un caracter care să vă facă eficienți, utili și sară și lumină în locul ăla. Dacă ești în spital, medic, ai nevoie de empatie profundă. Ai nevoie de un dar de încurajare. Nu-i spui diagnosticul unuia: bă, știi ce, toți mor în viață, ia-l de aici. Tu care ești chemat pentru lucrarea aia prin caracter, ai să găsești cuvinte potrivite să transmiți o veste grea și rea și să o îmbraci în speranță. Dacă ești într-o zonă de educație, cred că ai nevoie de o minte sistematizată și ai nevoie să iubești adevărul mai mult decât orice și să-l prezinți celor din clasa ta. Dumnezeu te cheamă, dar formează chemarea în caracter. Privește la dispozițiile care se conturează în tine în ultima perioadă. Iar dacă ai luat-o pe un drum greșit, nu-ți fie teamă. Încă ai timp. Poți schimba. Nu sta prins într-o menghină spunându-ți: ei, asta e. Nu. Vei fi mult mai eficient, mult mai înfloritor acolo unde caracterul, prin dispozițiile lui, e menit să-ți dea eficiență în lucrare, care trece dincolo de viața de biserică. Și dacă ai caracterul pentru ceea ce faci și te uiți la tine și vezi că o dai în bară de multe ori, ține minte că Dumnezeu își pune mâna peste mâna ta. Exact ca în acel concert unde un mare pianist concertează și își cântă cea mai bună piesă lui. Și în timp ce o cântă, vine un copilaș
năzdrăvan. Și scapă pe scenă și prinde clapele și apasă. Sunt două opțiuni aici. Ca omul, pianistul, să spună, luați-l de aici! Sau el poate pune mâna lui peste mâna copilului și îl poate dirija să apese clapele care să cânte partitura până la capăt. Lumea asta e a lui. El o administrează prin noi. Iar peste mâna mea e pusă mâna lui care ușor, ușor, prin Duhul, apasă clapele care trebuie ca melodia lui să se cânte până la capăt. Creștinii ar trebui să trăiască vieți pline de sens. Cele mai bogate vieți în sens și semnificație. Pentru că nu suntem abandonați, nu suntem orfani, nu suntem nici pe peron, nici pe tobogan. Nu suntem într-un buncăr. Suntem aici, în lumea pe care Dumnezeu și-a dorit-o. Și în lumea Lui, reprezentăm pe El, muncind în numele Lui și pentru gloria Lui. A Lui să fie slava, mereu și mereu, acum și în veci. Amin.